Nu, 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 nu. Dacă aș avea W. If you've come to kill me, I hope you brought friends. Yo. Salutare tuturor și bine-am la un nou videoclip, numele meu este Alexia. Astăzi jucăm pe Kasuo pe top contra lui Wukong, care nu știu ce vrea să facă. Vrea să-mi dea deny la minioni. Dar o face foarte ciudat. Ok, joacă un... o rune interesantă, nonetheless. Hello? Nu cred că am ratat. Arătau bine lucrurile. Sunt genial de bun. Știam care ignite. Da, trebuie să las minionii, era un rebound bun pentru mine. Acum o să vine wave-ul spre el, trebuie să stau să pușez și wave-ul ăsta. Ok, încerc să fac un freeze. Și chiar o să iasă în momentul ăsta. Are un freeze perfect. Nu prea. E rebound pentru mine, fiindcă am pușat sub turn. E ok. Un ghid pentru rune. Și în principiu e destul de simplu. O să fac un video special pentru treaba asta, în care să explic diferite match-up-uri în funcție de ce joci și ce rune vrei să-ți faci. Deși runele default, ale recomandate, sunt foarte bune, sincer. Ok, o să punem puncte în W. Little tempo, foarte OP. Nu ratează nimic, pentru că mi-e destul de greu să pușez. Ratează 1-2. Am luat first blood plus încă un kill. Hai să te vedem, Barosane. Îmi place să mă bag cu el aici. Destul de nașpa. Mă retrag, folosim shield-ul ca trading insurance. Nu e wardat. Interesant. Interesant, triple man gang. N-avem ce să fac. Au jucat bine, bravo lor. Ca echipă. Să fac un 3 man gang așa. Dar asta îmi permite să încerc să fac un freeze. Momentan nu e chiar un freeze de ce trebuie. Dar pot să încerc. În principiu pentru un freeze ai nevoie să ai mai mulți minioni decât adversarul. Nu cred că e un freeze și având în vedere că se pușează dinspre partea mea, cred că se va ajunge să... Da. Se va ajunge să pușeze către el, ceea ce e fix ce nu vreau eu. Deci cred că mai degrabă pușez un lane, nu? Dar cred că îl pot prinde și pot să trade-uiesc cu el până când îi fac un slow push în turn. Vedem. Vedem ce vrea să facă. O să stea în XP range. Ceea ce aș face și eu în locul lui. Aolo. Vreau să-mi dau ultimata, dar m-am decis greu. Mă retrag. Are ignite-ul iară și pierdeam lupta. Ok, știm unde e Hecarim. Ok, nu e bine. Cheater recall, n-am altă opțiune. Și trebuie să-mi iau zil pentru critică pe auto-atacuri și pe Q. Am realizat târziu care ignite, aia a fost problema. Mi-am dat seama care ignite, dar foarte târziu. Pentru că l-a folosit prima loop, primul fight, ați văzut? Da, ok. Și Hecari mi-e fidat din păcate. Vedem ce poate să facă și echipa mea. Văd că Udyr vrea să joace AP, n-am mai văzut de o căruță de timp Udyr AP. Not cool. Acum, el face un freeze la fel ca mine, un freeze care e mai mult ne-freeze. Ok. Vina lui. Nu face asta.
Cred că e... Oh, nice, bravo echipa. Singurul lucru care ar fi neplăcut în situația asta ar fi ca echipa mea să fie de zero de tot și să trească să facă absolut totul de unul singur. Deși lane-ul meu arată foarte bine și match-up-ul cu Wukong nu este cel mai ușor. E nici greu. Am arătat un plate. Very nice. Trebuie să mai dăm. Trebuie să dau back aici de ok. Mai dăm un tur. Oricum nu știu ce vreau să-mi cumpăr. Cred că aș vrea Blade of the Ruin King primul item, dar aparent mai luăm un plate, ceea ce e insane. Și mă pot retrage. Nu cred că se bagă, dacă se bagă e fraier. În care Ignite, trebuie să țin minte. Dar o să am ultimata curând. Ia numeric Q, ceea ce e bine. Huge, aș spune. Am încercat să ies din asta. Ok. Da. Și back acum. Nu mai sunt greedy. I-am pus și a wave sub turn. Oh, nu. Trolează deja. Odată ce am prins Q, știa că e over. Mai pușăm un wave, lejer. Ok. Poate dăm turnul, ar fi genial. Wow, first tower. Nice, back. Am full Blade of the Ruin King, n-are sens să mai stau să fac nimic. Am teleport pentru... N-am teleport, ba da, am. O să am. Pentru lupta asta, dacă vreau să o folosesc și cred că vreau. Au fi dat vreo 9 kill-uri, aparent. Cine-i fi dat la ei? Mama, Hecarim. Nașpa. Got top Vex. N-are sens să mai stea Vex pe mid. Nu are nicio șansă. Plus că de aici pot să ajut la dragon și la alte chestii. Ok, vei mai lua un plate, de ce nu? Un plate care e gratis. Un pic trollat, vin că-l batem pe Heka. N-avem knock-up, dar-l batem. De-aia trebuia să vin eu mid, vedeți? Cu mine n-au tupeu să se... Urât, trebuia să mi lase Udyr mie pe ăla, era Dita mai shutdown, nu pentru mine. Distrugeam match-ul. What? No, voiam să scriu. I stay mid. Să știe ce vreau să fac, nu să... Ok, și ea e un pic fidată. Damn, mitica pe care vreau să iau e Iceborne Gauntlet. Deci o să luăm Shin plus Chain Vest. Bun, voi rămâne mid, cum am zis. N-are niciun sens, este stupid să mă duc top în momentul ăsta să fac split. Când pot să impactez harta mult mai mult de pe mid. Pot să mă duc bot la gank-uri, Malphite care are ultimata, azi gank-uri perfecte. Acum momentan văd că vrea să facă bătăi singur. Poate dăm un pic din turn, având în vedere că Hecarim e mort. Nice try. Am dat ureta. Mă retrag. Ahrin n-are habar. Ideea e ca Ward undeva, da, Ward acolo. Iau acest crab, o să-i ajute mult. Ok. Vin. Hai. Hai, Malphite. Aoleu, de ce? Ok. Massive, bro. Mamă, Heka. A fost masivă ultima ta. E ultima ta extrem de sexy. Mi-a plăcut mult. Ah. Nice! Bravo, Vex impactează acolo. Ari văd că s-a dus mid. Wukong joacă încă. Grande lo. Ok.
Realmente în momentul ăsta doar încerc să filmez clipuri și să fac push, nu mai sunt interesat de altceva. Just run, bro. N-am cum să te ajut. Ești prea departe. Mult prea departe. N-are sens să pușez mid-ul. Nu cred că iau prea multe, cel puțin nu cred. Dacă e red up, ba da, trebuie să pușez mid-ul. Ok, având în vedere că știu unde e ăla, acum e Wukong aici. Ah, e ok atât, nu iau mai mult. E chill. Malfite n-are ultimata. Ok, bravo botul. Să-mi continui treaba pe mid. Acu e acu, pentru că e riscul mare să fiu gankuit. Tureta n-are viață. Da, o să dea tureta jos. Trebuie să dau pinguri. Nu, oricum, efe, oricum dă one shot la tureta. Ce vrea efe să... Nice try, efe. Nici măcar n-am dat un assist. Da, trebuie să jucăm la Drake noi. Dacă jucăm la Drake, câștigăm meciul. E cel mai bun wincon, Drake-ul. Au, ce neatent sunt, oricum n-aveam W-ul. Ok. Am luat Cannon, who cares? Wow, v-ați dus, tati. Nu știu. E heca mort, aia contează, cred. Adică a fost un play bun. În macro side of things, se putea să murim toți și să nu mai luăm dragonul deloc. Ceea ce nu era un play bun. Da, ok. Ok, Ahri pe mid. Cred că în momentul ăsta vedeți și mapa, că m-ați rugat foarte mult să vedeți harta și acum o vedeți. Bun. Opa. Uf. Am omorât calul. Atât am putut să scot. Malfine a putut să-și dea ultimata din cauza lui Lulu. De aia nu e mare problemă. E ok, calul e mort. Asta înseamnă că nu poate să ia baronul. Deci... am salvat, să zicem, situația. Cu calul mort. Am murit de foarte multe ori pe mid. Nașpa. Mi-am stricat scorul. Da, nu sunt KDA player. Dar vreau să fiu mai consistent, nu vreau să mai mor de aici, pentru că asta înseamnă că fac prostii, pușez aiurea în loc să farmez, uite acum de exemplu vreau să mă duc bot. Ideea e că trebuie să, în low elo trebuie să faci babysit cu echipierilor tăi. Ok, uite, Ezreal vrea să ia farmul ăla, nu pot să mă duc eu. Trebuie să faci babysit în low elo cu echipierilor, e ireal, efectiv. Pentru că dacă nu sunt acolo, iar eu sunt cel mai fidat om din echipă. Ideea e că au și fidat mult în meciul ăsta și mi-o iau și eu. Se descurcă, efectiv nu are, n-are voie să aibă nevoie de mine în lupta aia. Ok, nici pe mid n-am ce să fac. Dar nu vor opri ăla în timp, ceea ce e funny. Aulă, bună! Ok, luăm red-ul for free. Mulțumesc cu Kong că l-ai dus la jumate. Grande Lolo. Lololo. Ah, da, mefe, un E să fie dat. Un E random neimportant, dar să fie dat. Lulu știam că face de-astea, că asta fac toți. Nu pot să cred că a pus un... Wow, ai rupt cu acea abilitate, Miss Fortuna. Oh, no. E mort. Doamne, ce poziții proaste... În ce poziții proaste stă ăsta? Ah, prost. Nu, trebuia să urmăresc. Ok, am scos un flash. Mi-au dat ignite, ok. Not so bad, I guess. Ok, am ultimat, am 20. Nu. Dacă aș avea W. Pe bune, what the fuck? De ce mi-ai luat quad? What the fuck?
Bă, real, man. Normal că mă supăr, gen. A venit și doar a luat quadra-ul, atâta. Toată lupta a fost făcută de mine și de restul. El a fost mort până acum. Bă, vă rog, nu faceți chestia asta, gen. Da, vin eu. Că el, uite, acum, el pușează botul. Eu nu mai pot să fac nimica. Pă, bune, bro. Aiurea. Aiurea rău de tot să furi quadra în halul ăsta. Mai trebuia o bucată și eram lângă el. Adică, scuza cu, bă, exista riscul să nu-l prinzi, nu prea merge, gen. Mă rog, ăsta e solo, e worth, câștigăm meciul. Dau și pe cam. Și deși ar trebui să-mi fac ăsta, cel mai probabil o să-mi fac Bloodthirster direct, pentru că, de ce nu, vreau să câștigăm Soto în mie. Plus că n-au anti-heal, nimeni n-are. N-au, deloc. Este giga ok. 750 și luăm și ăsta. După câteva wave-uri mai dau un back și... Ați văzut de ce joc Iceborne Gauntlet? Pentru că realmente îți dăm, ești mult mai tank, mai ales dacă iau... Am niște AP, dar am scos-o. De-aia am și prioritizat-o pe Ahri. M-am dus pe Ahri prima dată. Pentru că vreau să dispară. E singura care mă poate omorâ în momentul ăsta, că n-am deloc rezistență. Am doar armor, n-am magic resist. Ceea ce o face pe Ahri destul de puternic împotriva mea în momentul ăsta. Destul de puternică. Am putea să luăm ăsta, dar Udyr face ceva. Face o prostie Udyr. S-ar putea să se ducă să-i dea pe Udyr și vine oricum pe asta dacă nu moare Udyr singur. Ok, mă apuc de ăsta. Fuck it. Doar nu mi-am făcut Bloodthirster degeaba. Nu cred că o să te aștepte. A word. Bine că avea Lens. Ok, pun și un word aici. Dau back, că-mi iau item. Da, puteam să pun un word acolo, cred că era mai bun decât aceste două word-uri pe care le-am pus eu, da. Ok, următorul item trebuie să fie ceva gen Wit's End, că... Sau ba nu, pot să-mi fac mo. N-am nevoie de Wit's End, am suficient attack speed de la asta, asta, plus ăștia, e lejer suficient attack speed. Glumești? Ok. M-a prins. Dar eu nu-l prind. Mamă, ce rapid e calul. Ok, o să-ți iau ăștia. Mamă, a sprintat ești nebun. Hai să-l luăm ăsta. Eu încerc să termin, dar... Nu o să mă duc să fac split push, trebuie să pe mid. V-am zis, echipa mea poate să inteze foarte ușor și să pierde meciul. Să-i feedăm. Pentru că noi în momentul ăsta dacă hecarim, vine și începe și face kill-uri. Bă, când nu joacă Jaxo, joacă altceva, dar e ok. Dacă hecarim, pur și simplu vine într-un team fight și dă one shot. Genii, papa, știi? Eu trebuie să fiu acolo, să îi scot din pup. Plus cam malphite și team fight-urile n-a se sope cu malphite. Ok, pot să-mi iau Hex Drinker? Ar fi grif să mă bat fără Hex Drinker? Nu cred. Holy moly, cât lifesteal au. Și BF cu Bloodthirster. Ei, juj nebun. Ok, e momentul să pușez minul. Pare că sunt 3-4 acolo. Ok. Absolut deloc mi-e frică de tine. Realmente pot să-ți dau dive dacă vreau. Ai mai dat un tower shot. Ai de mine, am zis că fac o schemă, dar dă prostul. Că a farma bine, că echipa mea îi pune în joc tot timpul, v-am arătat. Deci echipa mea pe toți ăștia care au fost distruși în early game, de n-au jucat efectiv, că au stat numai în bază, că au fost morți. Echipa mea reușește într-un fel sau altul să-i bage în joc. Dar alungim și noi jocul, că n-am ce să fac efectiv. Echipa mea preferă să se ducă toți top și să se bată cu ei în loc să pușăm mid-ul. Când noi avem Baron și Soul. Uf, doar nu se apucă de ăștia. Dacă se apucă, e perfect. Nu se apucă. Wow, cât de blană era dacă se apuca. Doar nu dau o ultimată proastă, că nu o urmăresc, jur. Mai bine mi-o țin și fac eu ce vreau cu ea. Ok, pare că...
Ok, vrea să folosesc teleportul. Unde? Să fac ce? Să dau bază jos? E stupid. Da, era o... Era interesant play-ul. Era un play interesant, dar e târziu. Damn, son. Ok, m-am trezit târziu. Ce ultima dată putea să prindem alfite pe ei acolo. O să le pușez mine. A, dar alfite n-are ultimata. Ok, trebuie să-mi țin al doilea Q tot timpul. Putem să-l facem, să știți. Da. Holy moly, man. Dacă nu era doar Lulunia, o luam. Deși era o idee proastă. Ok. Pe bune, bro? Nu se poate. Dacă mor acum, mă enervez pe voi, jur. Mă enervez rău de tot pe voi. Măcar avem toți dragonii. Vezi partea plină a paharului și asta este faptul că avem toți dragonii. Ce vreți să fac? Fai de capul meu, cum sunt vex, Udyr. Par cei mai proști, sincer. E ok, suntem full build. Târziu. Bună încercare oricum. Ce? Use your TP as Ogomi on the top and TP back in when we have the advantage. It's a 50-50. Când puteam doar să-i batem? Mă rog. Da, era inter... Nu, eu voiam să dau mid, să mă duc pe mid și să pușez, efectiv. Aia voiam să fac. Na. Na, brother. E mort. Ok. Chill, că eu v-am învățat să jucați. Nu mă pinguiți voi pe mine. Nebunilor. De la mine știți să jucați. Potoliți-vă. E ăla mort, by the way. Mamă, ce cooldown mic ai pe ultimata acum 19 secunde, efectiv. Păi da, asta vreau și eu și am wind volu și putem să blocăm ultimata lui MF și hai. Dă-i maniel, ai, doamne, ce... Nu suntem hotărâți ce vrem să facem, echipă. Îl luăm Udyr, ai, doamne. Deci și-a dat ultimata ca să fugă. Asta face orice ahri, jur. Toate ahri din elo-ul ăsta nu-și folosesc ultimata ca să facă play-uri, ci doar să fugă. Dă-i pe el. Prindem și noi abilitate. Bro. Ce ușor era și match-ul ăsta. A fost ușor pentru mine. Cât am 550. Cred că iau S, ar trebui să iau, sincer. Sper, nu știu. Vedem. Hai să vedem. Fu un match foarte frumos. Aș vrea să-l analizez, dar na, o să-i dau lui Malphite, ca... doar pentru faptul că a luat Malphite. Și l-a luat special, că l-am văzut eu de că a luat Malphite, adică nu... Silver 3 plus, adică am jucat impecabil. Mici greșeli, dar mai ales early game. Și... Yeah, vă pupă, fratele. Vă pupă, fratele. Cam atât cu episodul. Fraților, vă mulțumesc mult de toată vizionarea, apreciez toată susținerea voastră, v-am spus din nou. O să postez de două ori pe zi în perioada asta, până când mă apuc de streamuri. Aș încerca și după ce fac streamuri să mă
să posteze de ori pe zi, dar vedem, pentru că va fi mai greu cu filmat, postat, plus stream, dar găsim noi o soluție. Eu am fost Alex, noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!